Neața, începem ziua cu un mic dejun al campionilor. Haideți să vedeți cum arată aici micul dejun, unde suntem noi cazați, la Purii Oalandorii. Oalandarii, Oaland... Ați da. Înțeles voi. E bine, acum și ca micul dejun. Deci a venit micul dejun. Tata, ce faci? Urmează să mănânce niște pepenuți. Hai tata, niște pepenuți, bagă. Începem ziua. Tati, astăzi o să vizităm un grozul de locuri, deci trebuie să mănânci bine, să ai energie. Ce mănânci de acolo? Te miști pe repede pentru camera mea. Pe scurt, a luat niște dragon fruit. N-are niciun gust. Adică, nu știu, mi se pare că are vreun gust specific. Hai zi tu, tati. Cum e pepenuțul? Ce coțucă o face el când mănâncă pepenuț? Ca un șef stă acolo, pe scaunelul lui, cu persopel. Doamne! Deci eu mi-am luat aici noodles prăjiți, dimineața așa, frumos, elegant, cu omletă, cu alea, cu niște creveți de ăștia, chips, și soția. Eu mi-am luat o omletă cu bacon și asta cred că se numește patty something. Are o denumire în engleză, dar nu știu acum să. Și Noel ce mănâncă? Mergem să vedem planul de orez, să vedem maimuțe, să vedem cascadă. Deci azi avem o zi plină, tati, da? Monkey forest! Let's go! Iată. Deci am luat chestia asta de aici, de la hotel. Și... nu mai știu cât ne costă, Georgian. 800 de mii de rupii, asta înseamnă 250 de lei pentru toată ziua. Da, avem un nene cu mașina care ne duce peste tot. Cine și așteaptă? Oh, deci cât de tare e mașina asta, frate, uitați-vă ce sistem de aer condiționat are. Deci ăsta este un câmp cu orez. Land de orez. Și este oficial prima oară când văd un land de orez în viață. Când vedem, că și pentru mine e valabil, nici nu mai văd până acum. Și desigur și pentru Noel. Deci Noel a învățat cum să deschidă ușa, fiți atenți. Singur. Ca să iasă din mașină. Ce ai văzut toți? Ai văzut ceva special? Bă, chiar arată super drăguț să tugă asta așa. Mi-mi plac foarte mult casele și zidurile din piatră de asta așa. Pare că e veche, pare că e de pe vremea dragonilor. Uite, asta așa, vedeți? Cărămida aia e. Sunt și multe normale, să zic așa, cum mai vedem. Și pe la noi prin țară, dar uite, vezi? Uite aici, așa frumos. Uite, ăștia au trotuar pe aici. Ceva rar. Uitați-vă la gardurile astea, zidurile astea. Bam, și după aia vin multe de-astea, multe magazine, multe chestii. Bam, mai vine o curte de-asta cu un gard ăsta așa. Deci super interesant. Monkey Forest, am ajuns în Monkey Forest. Ia uite. We gonna see some monkeys. Da. Cineva a început să se joace cu Suzeta? Da. Bunii a zis să o luăm cu noi, a avut o idee foarte bună. Hai să o luăm cu noi că se joacă cu ea și ca dovadă... Bă, bă, tata. Doar se joacă, nu folosește cum ar trebui să fie folosită o Suzeta. Ah, n-ai avut tati. Ok. Hey. Deci mami își dă cercei jos. Și am o maimuțică aici cu mine, ia uitați-o! Îl mănânc! Sper să nu mi-l fure maimuțele. Opa! Ticketing! Biletul costă 80.000 de rupii, asta înseamnă vreo 25-26 de lei, cam așa. Să vă luați mască la voi, altfel vă pune să cumpărați. 5.000. 5.000 bucata. Da. Adică 5.000 împărțit la 3.000. 2 lei? Da, ceva genul. Aproape 2 lei, da. Câteva informații, nu vă panicați dacă sar maimuțele pe voi, nu fugiți. Nu vă uitați în ochii maimuțelor. Nu ascundeți mâncare. Do not bring any kind of plastic paper bag. Nu aduceți chestii de valoare. Băi, câte chestii! Câte chestii, frate! Da, asta cu masca este foarte amuzantă. Ok, înjurați-mă. Nu poți sta cu masca pe față în natură, nu-s nebun. Deci manevra asta cu măștile a fost doar ca să cumperi măștile. Cum se intre aici să ești în pădure? Dai COVID maimuțelor? Uite, chestia asta poți să o respect, să nu fumezi în pădure. Că oricum nu fumezi. Unde? Maimuță? Opa, uite maimuța. Dar acum ce fac? Nu trebuie să mă uit în ochii ei, dar trebuie să o filmez în același timp.
Uite-le, uite se mângâie pe bărtică. Hai mă. Ia uitați acolo sus, lere. Ce drăguțe sunt. Ia uitați ce drăguțe sunt. Doamne. Cum? Ce fac bă băieții, m-a zis. Uite ce încântat este. Da, iată, stăm la distanță să nu facem probleme. Nu vrem să... We don't want some trouble. No trouble. Do you like it, girl? Îți place, mama? Doamne, e adorabil cu pălăria aia, ca un mic explorator. Deci ce trebuie să știți, că ne-am informat și noi, asta nu e o grădină zoologică. Animalele sunt în, cum să zic, în spațiul lor, asta e pădurea lor, ele pot să plece, pot să se ducă unde vor. Tocmai de asta trebuie să fim atenți cu ele, pentru că ele sunt literalmente în mediul lor. Sunt adică acasă noi la suntem, ele. Da, la ele acasă. Și de asta trebuie să fii atent să vezi cum reacționează. Deci totul este, cum să zic, total etic, total... Animalele nu suferă, sunt... Tocmai de asta nu e bine să le dai să mănânce, știi? Ca să nu devină dependente de mâncarea ta, știi? Absolut adorabile. Deci ele pur și simplu își văd de viața lor. Ia uitați aici una mică, trebuie să dau cu zoom, că mi-e frică să mă apropii. Peste tot scrie să nu te apropii de ele, să nu le deranjezi, să nu le dai să mănânce, să nu intervii sub nicio formă. Așa că încerc să fac totul din zoom. Ce mică e asta? Doamne, nu ne uităm în ochii ei. Oh my god, zici că e Noel. Tati, nu fă gălăgie, că ce nu știi ce se întâmplă. Deci e super încântat, îi plac foarte mult. Deci, uite-te la ele cum se scarpină. Look, this is so small. Uitați-vă puțin ce fac ele aici. Pur și simplu se joacă. Sunt adorabile. Iar Noel este super încântat, în continuu râde. Ce se întâmplă, mame, acolo? Băi, și tu, tati, intrăm acolo să le arătăm când ne jucăm noi? Asta mi se pare cea mai tare experiență pentru el. Ce fericite sunt, mă! Uite, tati, e bine să fii mai muțică, vezi? Uitați-vă ce reacție în el când vede mai multe. El acum știe cum se simte, parcă mă vede pe mine de fiecare dată, știi? E obișnuit cu maimuțe. Două maimuțe ocupate. Adorabile. Mamă, fete, cât de cald e, deși transpiri în ultimul hal. Ia uite-l pe boss acolo cum stă. Mamă, fete, uitați-vă cât de frumos e aici. Așa, sălbatic, frumos. Frate, e șmecher rău. E incredibil de tare și faza cu maimuțele care sunt peste tot pe aici e 10 din 10. Da, dacă aveți ocazia să veniți aici, veniți fără să stați pe gânduri, trebuie doar să respectați regulile și totul va fi bine, cred. Cineva n-are niciun stres. Când mă fac mare, așa vreau să fiu. Ce faci, mă? Doamne, cât de dulce! Deci mai devreme am făcut niște poze georgianei și venise maimuțica asta cu răsă aici. Ia uite-te! Venise sută lângă Georgia. Ce frumos e cadrul ăsta cu mama cu puiuțul! Fix la fel! Uitați-vă la ei! Maimuța, mama, îți place, iubitule? E foarte frumos, îți plac animalele, nu? Tati, spune tata, tata! Uite, tata, 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 peste tot doar tata. Da. Tipu, vai cât de mic e, vezi, îl protejează. Da, la mă. Doamne, cât de mici sunt și frumoși sunt. Asta e un barosan ceva, e șef pe aici. Sută la asta, edita mai omul. Unul ăsta pe tine dă o coadă peste ochi, s-a terminat șmecheria. Salut, ne scuzați. Ce mai tare experiență de până acum. Este, este. Uite aici, graficul pe vârste. Deci infantol. Noel este un infantol acum. I think that, nu știu ce vorbesc în engleză. M-am obișnuit să vorbesc în engleză. Cred că ce-am văzut noi mai devreme, mama cu puiul, cred că era infant black. Era foarte mic. Da. Foarte, da, da. Foarte, foarte mic. Fraților, dacă ajungeți în Bali, trebuie neapărat să ajungeți aici. Mi se pare că este cea mai frumoasă experiență de până acum. Faptul că poți să vezi animalele astea minunate în mediul lor natural și, nu știu, pe mine m-a încărcat super mult.
toată experiența asta. Am înțeles că noi suntem foarte norocoși acum că e foarte puțină lume, pentru că, așa cum v-am spus mai devreme, Bali a fost închis și încă e complicat cu deschisul așa, se ajunge foarte greu, cu vize scumpe și toate cele. Și de asta avem noroc că ajungem în punctul ăsta în care e foarte puțină lume. Probabil că atunci când e multă lume, poate și ele sunt puțin mai stresate, poate mai violente, nu știu, n-am idee. Dar acum au fost super cele, chiar au fost încântate să ne vadă. Cât sunt acolo? Cum a fost, mami? De nota 10, mi-a plăcut super, 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 super mult. Serios, mi-a plăcut mult. Știți că mi-mi plac animalele, deci... Să căsători cu unul. Ia uite, opulența. Băi, super tare schema asta cu resortul, cu nenea care vine cu noi. Ia uite-l, mă, cum bea la pizza, mă, sufletul meu. Deci e super tare schema asta cu mașina care te duce pe aici, prin zonă. Mai ales că șoferul a venit cu noi, frate, să aibă grijă să nu ne mănânce mai mulțele pe acolo aici. Recomand, 5 din 5. Super tare. Bănuiesc că resortul unde suntem noi cazați nu este singurul care oferă genul ăsta de servicii, deci recomand. Cred că am luat o decizie foarte bună să venim aici. Tot respectul pentru soția, ea e șefă, ia o zi cu Noel. Cântă la sticlă. Bravo, tati, și tati cântă la sticlă, să știi, sunt super cântăreți. Mai ales la sticlă de rom. Cântă la sticlă? Am învățat și am învățat la Monkey Forest. Asta nu e cadru motănesc, e cadru maimuțesc. Cadă maimuțe! Ce-am cătărit că am făcut o maimuțică din pădure. Uitați-vă la ea. Da, e pe treaba lui. Trage de chestia de la ușă, vrea să deschide ușa. Deci sunt șocată de lucrurile noi pe care știe să le facă. Deci nu. Și vorbește în continuu, în continuu. Seamănă cu taxi. Seamănă cu taxi. Și cu nașisul. Să nu uităm de nașisul. Aoleu, da. Da. Deci noi acum mergem la luac, care e un fel de crescătorie, unde sunt maimuțele alea care scot literalmente cea mai scumpă cafea din lume. Știți că sunt acele boabe pe care maimuțele le mănâncă și după aia din excrementele lor se face cafeaua respectivă și cea mai scumpă cafea din lume. E, urmează să vedem asta. Am ajuns, haideți cu noi. Nu știu ce să zic. Am plătit aici intrarea, a fost 100.000. 6 euro. Ne-a spus cineva de aici că ăsta este passion fruit. Mamă, câta fornica. Na, this is passion fruit. Haideți. Ah, uite, el este individul care mănâncă, le scoate și... Of, dar vă țin în cuști, mă. Uite aici povestea. Ia, acum pe drum am citit și eu și am aflat că Indonezia a fost colonie olandeză. Habar n-aveam. Deci așa arată boaba de cafea de care vă povesteam după ce trece prin animal. Eu sunt puțin stânjenit în viața reală, dar când opresc camera eu fac atarincă multă pe tema acestui proces. Dar așa pe camera nu știu cum să abordez ca să nu... Nu știu, să nu stăinez reacții dubioase. Deci după ce se culeg din așa, experimente sunt prăjite și le ia, uitați-vă. Așa le pesc. Și, surprinzător, nu miroase urât. Absolut. Chiar miroase bine. Da, dar cât de tare e ea. Șmecher. Da, deci m-am lămurit. Animăluțele alea care sunt în cușcă acolo, nu le rețin numele. V-am zis care numele, acum eu am uitat între timp, de la mână până la gură. Alea sunt acolo doar cu titlul de exponat, adică ele, în mod normal, stau în junglă. Deci din junglă oamenii fermierii se duc în junglă și culeg excrementele și după aia le spală și toate cele. Deci animalele mănâncă acea cafea din junglă. Sau cel puțin asta e versiunea pe care ne-o zic ei nouă. Deci, așa arată produsul finit. De asta o să bem. Chiar sunt foarte curios. Așa arată babele de cafea în junglă. Practic ce mănâncă luac, așa se numește animalul luac. El. Stai să te elibereze, frate. Nu știu ce ai făcut de ai ajuns aici. Of. Data viitoare să fii mai... Nu, așa. Data viitoare să fii mai cu minte, tare frumos. Trebuie de înglumim, dar ești un animal foarte frumos. Sper să-ți dea drumul să te duci în junglă să mănânci de-astea și să le caci și oamenii să bea cafea fericiți. Iubim. I like this. Pentru puțin context, aroma asta a cafelei este dată de, să zic, de sistemul digestiv al animalului, al acestui luac. El, prin procesul ăsta, dă o notă diferită. Da, cam așa se treaba.
Am făcut-o și pasta. Uite aici, stai frumos, bei o cafea, îți faci poze, te dai în leagăn. Vedeți? Se dă cineva în leagăn acolo și îți pare super, Caterinca, că au pus pe șezutul leagănului niște material ca să cumva să stimuleze ideea de rochie, de... Da, da, da. Uite acolo, vedeți? Așa se numește locul ăsta. Alas Harum Bali. Uite, scrie și pe bilet aici. Bun, sper că v-am lămurit. Deci ăsta este, să zicem, un parculeț cu o arzărie. Ce vedeți jos sunt, e o arzărie de asta terasată, nu știu cum să zic, că sunt din Colentina, dar v-ați dat seama. Sunt leagănele astea cu care, în care o să ne dăm și primești și informații vis-a-vis de cafeaua asta, care este ceva unic în lume și pe care o să o testăm imediat. Deci astăzi am avut două activități super șmechere. Și când vă gândiți că noi astăzi mai mergem în alte două locuri, dar astea o să le vedeți în vlog de mâine, pentru că deja vlogul ăsta devine foarte lung și nu are rost să are subiectele. Și de aici noi o să mergem într-o altă orezărie, dar asta Georgiana nu-i place de câte ori zic orezărie. Cum să zic altfel? Fermă de orez? Câmpuri de orez, în alte câmpuri de orez și după aia mai mergem și la o cascadă. Aia va fi piesă de rezistență, abia aștept. Facem și baie acolo. Deci mâine vedeți chestia asta. Ia uite pe tantie. Bring the sipon in your table. Deci așa se face cafea, ha? Pană cu ulei. Bun. Fantastic. Vine la masă. Au apă la capsa, dar o. Miroase cafea, adică nu nimic diferit până acum. Sunt chestii de nuanță pe care eu nu le stăpânesc, că eu nu sunt băutor de cafea. Eu sunt ăla de, am băgat capsula, am păsat butonul și a venit cafeaua. Și îmi beau cappuccino, în general. Deci, am pus cafeluța așa să arate bine. Mă, dar ce tare cadrul ăsta cu cafeaua aici, cu tanti aia care se dă acolo. Drăguț. Frumos, chiar frumos aici. Aha. Nu știu ce s-a întâmplat aici, dar urmea să vedem. Haideți, doamnă Enescu, ia să vă văd. Hai să vedem. Miroase ca o cafea normală. Cred că găseau cu lingurița pentru că e super clocotită. Deci mie frică să nu mă ard. Da. Este super mega amară. Și are un... Mai o gură. Miroase foarte bine, într-adevăr are un miros special, diferit, n-am mai simțit mirosul ăsta la nicio cafea pe care am băut-o până acum. Ușor acrișor, așa. Da, gustul este absolut oribil. Momentul adevărului în care cel mai mare necunoscător de pe planetă urmează să testeze această cafea. Tot mai bună e la ibric, mă, de pe foc, de murdăriște aragazul și nu spele o lună de zile. Simt niște nuanțe de... Cum o se dice? Caca? Deci, urmează să facem o nebunie. Să ne dăm pe patul ăla sigurată și o să-l țină pe Noel. Evident că nu ne dăm foarte tare aici și apoi o să ne dăm în două leagăne în alea acolo sus de tot. Da, fără Noel. Hello. Le bang singa la mine. Mie mi-a fost banii ca să ne ducem cu viteză, hai că e ok. Ok. Can I have a Cuba Libre, please? Noi ne-am super panicat, ne-am pus centuri stânga-dreapta, doamna de acolo ne-a zis că dacă suntem siguri. Și am luat dumneavoastră, pare safe și este să ridic, e o chestie... Da, e o bălângâneală lejeră. Da, nu este, există și extrem. Pe care îl facem imediat. Singuri. Mai înainte eu și după aia Marian, sau mă rog, whatever. Urmează imediat. Dar până una alta e o bălângâneală lejeră, e bine. Chiar vă recomandăm să faceți asta.
A fost super mișto, dumă. Foarte, foarte. Am avut emoții. Eu i-am cerut să-mi pună 10.000 de dalea de siguranță ca să fiu sigur că să, dacă e ceva să-l prind pe Noel. Dar a fost gen... Da, noi ne așteptam să fie mult mai în hău, așa. Da. Super, ok. Hai să vedem cum stare extreme. Și băia, gata, să vărșim călătoria aici. Și începe vlogul de mâine, cum ar veni. Go, go! Oh my god. Cred că o să leșim. Zici că s-a ocupat ăsta. Safety first? Bă, mi-e milă de palmieri ăștia. Mi-e milă de săraci. Are you ready? Let's go! E bine. Am făcut pe mine. Jump to the. Okay, I have to put my hand here, right? Sit more back. I'm scared. Mi frică. Okay. Are you ready? Let's go. 3 2 1 Go. E super tare experiența, ce să vă zic? Adrenalină pură, de jur, e prima senzație că efectiv te nu știu, te catapultează în lanul ăsta de orez. Are you happy? Yes, very happy. Thank you. Thank you. Distinși consumatori de vloguri, ăsta a fost vlogul de astăzi. Ne vedem mâine cu cascada, cu alea. Abonați-vă, uitați-vă pe canalul de mâncare, uitați-vă pe Instagram, v-am pupat, Crăciun fericit. Doamne, ce experiență, deci trebuie să ajungeți aici. Suți, 5 din 5 sășici. Besos!